Jocul capcană. Am făcut bine că ne-am luat răcoritoare înainte să plecăm la cumpărături. Da, îți aduce aminte reducerile de anul trecut? Clover era așa deprinsă încât aproape că a ajuns la deshidratare în cabina de probă. Ce nu înțeleg e de ce vin oamenii cu sticle de apă la un maraton stupid, iar la cel mai mare târg de reduceri nu. Clover. Doar că Troy ăsta e atât de meseriaș că nu pot să-mi iau ochii de pe el. Săptămâna aceasta la aventurile lui Troy. Alex, în fiecare an ți-a picat cu tron câte un actor despre care a ajuns să crezi că e cel mai tare tip din lume. Și ce-i rău în asta? Alo? El doar joacă. Aiurea, de parcă n-ar ști toată lumea că e cel mai dulce tip de pe tot pământul. Hei, cine zice că nu avem femei cu capul nori? Știu, fetelor, că voi nu vreți decât să mă apărați. Dar dacă am putea să ne întâlnim cu Troy, ați vedea cât de scump și drăguț și gentil este. Hei, ce se dă? În timpul reducerilor. Bună dimineața, doamnelor. S-ar zice că ați cumpărat până n-ați mai putut. Sper că nu ne-ai extras de acolo ca să ne pui să ducem rufele la spălat, Jerry. Tocmai am aflat că atleți prestigioși din întreaga lume dispar în chip misterios în ultimul timp. Ai vreo idee cum de s-a întâmplat asta, Jerry? Tot ce avem este filmarea șoferului dintr-o mașină de curse din Florida. E aceeași sclipire albastră pe care am văzut-o înconjurând ceilalți atleți. Dar pilotul mașinii de curse n-a dispărut. Treaba voastră, fetelor, este să mergeți în Florida, să-l protejați pe pilot și să aflați de ce dispar sportivii. Aveți întrebări? Doar una. Aveți costume de astea argintii și mărimea 6? Accesoriile pe care le veți folosi vor include o cameră video cu senzori electromagnetici, pandative cu holograme tip safir, ochelari de tip microscop pentru detalii care scapă ochiului liber și ultimele centuri de deghizare pentru realitate virtuală. Asta e tare! Putem merge direct de la sală la școală și apoi la bal, numai apăsând un buton. Acum, în legătură cu transportul vostru în Florida, vă dăm Tirene. Petir este șofer? Sper că e simpatic și îi place la cumpărături. Tirene înseamnă transportul incognito al gândurilor radicale necunoscute. Eu i-am dat numele. Am senzația că glumești. Nu trebuie să vă faceți griji, fetelor. Tirene e un mod incognito. La simpla comanda vocii... Și acum, fetelor, mai bine ați pleca. Baftă multă, fetelor, sau așa cum se spune în Japonia, kou un vou ido. Ce stânjenitor! Trebuie neapărat să alegem o înfățișare mult mai sportivă. Chiar că începe să-mi placă Tirene! Cine faci tu, fanatică? Ascultă aici, domnișoară, oricine. Ce mitocănie! Studioul mi-a anulat biletele la înregistrarea cu emisiunea lui Troy. Ești! Adu-ți aminte că suntem ziariste. Trebuie să fii profi. Domnule Parks, suntem ziariste de la revista Curse pentru Adolescenți. Fii drăguț să ne spui ce ți-aduce aminte despre incidentul de ieri. Sigur, de fapt nu mi-amintesc prea multe, cu excepția luminii care m-a făcut să pierd controlul mașinii. Aproape că am lovit fotograful. Ce fotograf? A venit și a plecat pe o motocicletă. Asta e tot ce mi-aduc aminte. Acum am rugămintea să mă iertați, dar în 5 minute am o ședință foto. Fetelor, eu nu prea cred asta. Accentul ăsta lui Dale îmi amintește de Troy. Alex, te rog, mă gândesc că fotograful pe care l-a pomenit Dale ar putea avea ceva legături cu asta. Hai să verificăm pista, să vedem ce găsim. Păi, dacă fotograful ăla are vreo legătură cu noi, sigur nu ne-a lăsat niciun indiciu. Super, și acum ce facem? Hai să stăm aproape de Dale și să-l supraveghem pe fotograful acela de pe motocicletă. Uite ce facem! Eu mă țin aproape de Dale, iar voi stați după motociclist, da? Totdeauna mi-am dorit să fiu paparazzi.
Sammy, atenție! Bomba cu fum e doar o diversiune! Clover, fii atentă la Dale! Dale e chiar aici! Hei, s-a întâmplat ceva cu aparatul! Îl face pe Dale să pară foarte panic! Dale dispare! Clover, ajutor! Clover, fii atentă! Și să te mai miri că sunt atâtea accidente! Cine-i tipul ăla și ce a făcut lui Alex? O să încercăm să aflăm asta! Tyrn, transformă-te într-un elicopter turbojet. Numai vehicole cu roți, nu-ți aduce aminte, Clover? Ce? Asta e o tâmpenie. O să-i spun lui Jerry că Tyrn trebuie îmbunătățit. Avem sarcini mai mari acum. Cum ar fi să aflăm ce s-a întâmplat cu Alex și Dale? Alo? Ajutor! Alex? Sunt pe un fel de pistă de curse, cel mai înfricoșător deșert pe care l-am văzut vreodată. Avem companie! Mai ai două vieți. Alex? Alex! Recepția, Alex! N-are niciun rost. Să verificăm înregistrările camerelor de supraveghere. Uite, camera a înregistrat razele electromagnetice de la ședința aceea. Desigur! Asta ar putea explica de ce Dale n-a dispărut de prima dată. Costumul argintiu probabil că a disipat toate razele acelea. Știam eu de ce mi-a plăcut costumul ăla. Mai bine l-am sunat pe Jerry să-i spunem ce am descoperit. Salut, fetelor! Cum merge cu misiunea voastră? Nu extraordinar, Jerry. Alex și Dale au fost răpiți. Răpiți? Oh, Doamne, cum pot să vă ajut? Camera lui Clover a înregistrat un fel de raze electromagnetice care aparent i-au integrat pe Alex și Dale într-un aparat electronic. O mașină care încarcă oamenii. Hai să vedem, parcă mi-aduc aminte, vac, am auzit acum câțiva ani o tipă care spunea că a conceput un astfel de joc. Da, asta este Carla Wong, mult mai cunoscută drept Doamna Dragon. În sfârșit, o răufăcătoare căreia îi se potrivește numele. Spune aici că Doamna Dragon a părăsit industria jocurilor video acum câțiva ani, pentru că au refuzat să-i producă jocurile excentrice. Figuri! Deci, cum dăm de doamna asta, Dragon? Întotdeauna poți să te folosești de urmele de pudră compactă a lui Alex ca să o depistezi. Am înțeles, Jerry. Semnalul ne îndrumă spre hotelul de acolo. Să mergem. Sper să aibă baie frumoasă. Și Tyrn ar trebui îmbunătățit cu așa ceva pentru urgențe. Turbul de jocuri video? Cred că vor să zică țara tocilarilor. Cred că termenul mai potrivit e entuziaști ai computerelor. Să mergem! Semnalul ne indică scările. Semnalul ne duce către camera aia. Chestia asta seamănă cu costumul motociclistului de pe pistă. Pot să vă ajut cu ceva, doamnelor?
doamnă, doamnă Dragon, adorăm jocurile dumneavoastră, suntem cele mai mari fane. Chiar suntem? Deci, de ce v-ați oprit din conceperea jocurilor? Datorită unora înguști la minte care n-au înțeles viziunea mea. Dar acum m-am întors cu o gamă nouă de jocuri, iar cei care mi s-au împotrivit își vor vedea greșeala cu proprii lor ochi. Dacă o să mă așteptați aici, o să vă fac o demonstrație. Nu știu cum, dar fetele alea m-au urmărit de pe pista de curse. Spune tuturor să se țină după ele. Nimeni nu mai trebuie să-mi întrerupă planurile. Sammy, ce faci aici? Nu e timpul să te uiți la jocuri video stupide. Clover, uite-te la posterul ăsta care anunță noul joc al doamnei. Arată exact ca deșertul pe care îl descrie Alex. Da, haide! Trebuie să pătrundem la întâlnirea cu investitorii. Scuze, doar cei cu invitații. Hei, băiete, ai în față pe cel mai mare investitor în acest moment. Hei, fetele astea două nu arată ca cele pe care a spus doamna Dragon să le supraveghem? Prinde-le! Unde s-au dus? Aceste centuri de realitate virtuală sunt grozave! Cum arăt? Expresia refacerea coafiurii îți spune ceva? Noua mea tehnică de a îmbunătăți jocurile virtuale e atât de incredibilă că vă face să aveți impresia că jucați chiar cu oameni adevărați. Clover, ai auzit? Alex și Dale sunt înăuntrul jocului. Eliberați camera. Le-am dat să guste destul ca să le deschidem apetitul. În plus, trebuie să ne grăbim la depozit ca să încărcăm noi atleți și să ne pregătim de producția de masă. Ai auzit asta? Trebuie să-i spunem lui Jerry că are de gând să folosească mai mulți sportivi. Dar ce facem cu Alex și Dale? Voi doi! Păziți încăperea și asigurați-vă că nimeni nu se apropie de jocuri. Repede! Trebuie să-i scoatem! Poate ar merge să stric sistemul! Stai în spatele meu! Oricând! Clover, ce faci? Clover, rotește butonul de comandă! De parcă ar mai conta! Semi-vești proaste! Centurile astea virtuale își pierd puterea! Uite unde erau admiratoarele mele! Știm că răpești sportiv și îi încarci în jocurile tale, doamnă Dragon! Suntem aici ca să oprim lucrul ăsta! Din nefericire pentru voi, nu mă oprește nimeni! Odată ce intru în producția de masă, toți sportivii ăia vor fi multiplicați de mii de ori și prinși în capcană! Umflați-le! Pandantivul ăsta cu holograme ar fi bine să meargă. Cred că e timpul pentru o diversiune, Sammy. Nu le leviți! Aduceți-le înapoi! Nu aveți bilet? Nu călătoriți! Opriți-vă acum! Clover, trebuie să găsim depozitul doamnei Dragon și să oprim să mai încarce alți sportivi. Repede, să ne strecurăm în căsuța asta drăguță și să-l sunăm pe Jerry. Jerry, avem nevoie urgentă de locația depozitului doamnei Dragon. Aș vrea să vă pot ajuta, fetelor, dar încă nu știu, ați încercat pe chei? Pe chei? Desigur! Depozitele sunt întotdeauna pe chei. De ce nu ne-am gândit la asta? Mulțumesc, Jerry! Fetelor, cred că pierd legătura. Nu știu cine sunteți voi, fetelor, dar îmi întrerupeți planurile pentru ultima oară. Uite, dispărăm! Alex, te pricep la schiul pe apă? N-avem timp de discuții de-astea. Uite! Ce fel de femeie bolnavă și demente e această doamnă Dragon? Dacă vrei răspunsul la această întrebare, uite-te doar în jos! Vor să ne facă momeală pentru rechin! Țineți-vă bine, fetelor, și urmați exemplul meu! Sunt
Și și-au adus și prietenele. Repede, Alex! Preschimbă-ți costumul într-unul argintiu. Fă asta și repede! Hai că merge! Geniu! Este chiar adevărat! Exact ca la costumul argintiu al lui Dale, câmpurile electromagnetice nu funcționează pe o suprafață fără reflecție. Da, era chiar simplu. Acum, hai să mergem la depozitul doamnei Dragon. Stai! Nu i-am dat numărul meu de telefon lui Dale. Clover, să mergem! Ăsta e cel mai ciudat turneu de basket pe care l-am văzut vreodată. Unde sunt fanii noștri? Mi-e teamă că nu o să mai auziți niciodată răcnetele fanilor voștri. Doamnă Dragon, credeam că ți-am spus cu luni în urmă că nu vreau să am nimic de-a face cu asta și nu vreau să vă fac jocul. Liniște, de data asta nu vă mai rog. Să supraviețuim fără tir. Am ajuns prea târziu. Sportivii au fost deja încărcați. Trebuie să-i scoatem de aici. Mă duc eu după ei. Hei! Doamnă Dragon! Vroiai să mă faci bucățele? Vino și încearcă! Nu știu cum ați ieșit voi din joc, dar pot să vă pun ușor înapoi și acolo să rămâneți. Fetelor, ne vedem într-o clipă! Trebuie să distrugem pentru totdeauna aparatul de încărcat. Fii atentă, Sammy! Nici acum nu ne-ați prins. M-am prins! Dacă am reușit să trimitem razele de încărcat una către alta, s-ar putea distruge singure. M-am prins, Sammy. O să țin pe doamna Dragon ocupată. Mi se pare, fetelor, că aveți curaj. Detest curajul. Grăbește-te, Sammy! Nu mai pot continua asta mult timp. Chestiile astea cred că au o tonă. Deci, fetelor, vreți să vă jucați, nu? Doar cu butonul ăsta trimit sportivii automat în producția de masă. Instantaneu! Hei, fetelor, cred că de data asta e permanent! Alex e pe punctul de a deveni o personalitate scindată dacă nu facem ceva. Ar fi bine să meargă! Am fost foarte aproape! Calea e liberă, Sammy! Te scapă! Numai un joc. Bună treabă, fetelor. Nu eu. Trebuie să recunoașteți că a fost drăguț din partea lui Jerry să ne dea TRN-ul ca să ajungem direct în studio fără probleme. Bine că am găsit baterii de rezervă pentru centurile noastre de deghizare în realitatea virtuală. Nu pot să cred că am să mă întâlnesc cu adevărat cu Troy. Bună, sunt 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 Troy. Bună. Nu-i de mirare că Troy e perfect. E produs de computer. Era prea frumos ca să fie adevărat. Scuze, Alex. Uite, eu știu cum mai putea să-l vizitez pe Troy dacă-ți dorești asta. Nu, mulțumesc. Am fost acolo deja. Scuze? Da, nicio problemă. Sunt Steve, creatorul și programatorul pentru Troy. Serios? Eu sunt Alex. Am fi putut oare să programăm în sfârșit mai fericit? Gata, Sammy! Nu vreau să mai aud de computere mult timp de acum încolo!